Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Univers Feminin. Iată-ne în casele dumneavoastră, alături de profesor universitar dr. Cecilia Condei. Ne interesează astăzi subiectul care ne folosește totuși tuturor. Cum motivăm oamenii, tinerii, să învețe limbile străine? Și ne îndreptăm atunci atenția spre doamna profesor universitar dr. Cecilia Condei. Bine ați venit în Universul Feminin. Mulțumesc pentru invitație. Este într-adevăr o plăcere, mai ales că discutăm un subiect foarte, foarte, să spunem, cotidian și foarte mult abordat în diferite medii. Mai întâi, motivarea. Motivarea, vorbim de motivarea tinerilor în principal, motivarea trebuie să existe de două părți. Motivarea tinerilor, pe de o parte, dar și motivarea celor care îi îndrumă în partea cealaltă. Cu alte cuvinte, vorbind despre motivarea tinerilor, automat ajungem la motivarea celor care îi îndrumă, deci a profesorilor. Aceste subiecte foarte interesante au constituit pentru noi, la universitate, în colaborare cu Asociația Română a Profesorilor de Franceză, filiala Dolj, și cu profesorii din preuniversitar, subiectul unei zile de discuții. Am încercat să vedem ce putem să facem și care sunt rezultatele muncii noastre atunci când a existat efort, când a existat preocupare pe direcția aceasta. Preocupările, repet, au fost de două categorii. Preocuparea profesorului pentru propria pregătire și în felul acesta automotivarea proprie pentru a reuși să dea elevului, indiferent de elev, termen generic, pentru a reuși să-l motiveze și să-l atragă către limbile străine, indiferent care ar fi limba străină. Orice limbă străină învățată este un câștig. Mai mult, în documentele Uniunii Europene se spune că în definiția intelectualului intră, între altele, cunoașterea a două limbi străine, dar cunoaștere, asta înseamnă vorbire în două limbi străine. Din punctul acesta de vedere, învățământul românesc a asigurat și asigură în continuare o structură adecvată. Mai mult asigură, pe de o parte, un cadru de desfășurare a acestui proces de învățare, dar și un cadru pentru profesorii care trebuie să se pregătească pentru acest proces. A fi profesor necesită o pregătire îndelungată, nimeni nu se naște profesor, nimeni nu se naște inginer, cu alte cuvinte, nimic nu vine de la sine. În condițiile acestea, este clar că întreaga activitate se va concentra pe modul în care profesorul și elevul reușesc să coopereze în așa fel încât să realizeze în final cunoașterea, comunicarea într-o limbă străină. Reflecția noastră a pornit de la un proiect pe care Asociația Profesorilor de Limbă Franceză, care funcționează de aproape 25 de ani, acum fără câteva luni de fapt, am sărbătorit anul acesta cei 25 de ani, această asociație a avut o idee, încercarea de a sensibiliza copiii de la grădiniță pentru învățarea limbii franceze, pentru că despre ea vorbim, de ea ne ocupăm în principal prin profesia mea și prin deschiderea pe care eu am avut-o în întreaga viață de dascăl. Cum anume ar trebui făcut? Câteva grădinițe au răspuns apelului, a fost foarte interesant și am încercat, de fapt, cei care au fost conceptorii proiectului, au încercat să acopere o arie foarte largă, în sensul că proiectul s-a adresat grădinițelor. Pentru a putea să lucreze cu copiii din grădiniță, au fost mobilizați, pe de o parte, profesori din preuniversitar, dar și studenți de la universitate. În felul acesta s-a realizat un fir continuu. Adică, deja studenți din anul 2 sau anul 3 în special, care fac practică pedagogică, cei care iau contact cu clasa, indiferent sub ce formă este ea, doar asistență la lecții sau chiar predare de lecții,
Aceștia au avut posibilitatea să coboare la nivelul unei grădinițe, spun coborât pentru că e vorba de vârstă, nu pentru că e vorba de, nivel, de ceva de valoric, da. Nu, fără discuție. Dar la acest nivel este nevoie de o implicare și de anume metode care se deprind în timp. Rezultatul unui parcurs de acum deja de 3 ani de zile, proiectul acesta are deja un pic de vechime și poate, se poate deja vorbi de rezultate, rezultatul acestui parcurs este unul pozitiv, în sensul că dintr-o grupă, de exemplu, dintr-o grupă de copii de grădiniță, grupa mare de obicei, sau de la clasa pregătitoare, prin implicarea profesorului de limbă franceză sau a studenților și prin implicarea jocului, a diferitelor competiții de desene, a concursurilor la un nivel foarte redus, să spunem, de conținut, dar care îi stimulează, s-a reușit ca la sfârșitul anului să poată să aibă, să poată să spună un text în franceză care să nu fie neapărat doar o poezie, ci pur și simplu un text conceput, să răspundă la întrebări, să poată să aibă spontaneitate în comunicare, ceea ce de multe ori nu se întâmplă chiar la adulți. Există un avantaj aici, pe care părinții în cea mai mare parte l-au înțeles. Cu cât începe învățarea limbilor străine la un stadiu mai de început, deci la o vârstă fragedă, cu atât rezultatele sunt mai bune, iar învățarea este mai profundă. Pentru că la grădinițe sau într-un context împreună cu colegii și într-un context de joacă, bazat în principal pe ludic, copilul este absolut, să spunem, detașat de orice preocupare pe care până la urmă școala ți-o impune. Așezatul în bancă și preocuparea de a răspunde la ore, de a ști că te duci la școală, înseamnă o sarcină pe care de foarte multe ori copiii o simt ca pe o apăsare. La grădiniță lucrul ăsta nu există. În clasa pregătitoare nu există. Deci, de la început, șansele de reușită sunt foarte mari. Pentru noi, rezultatul a fost unul îmbucurător, pentru că dintre grădinițele care au acceptat proiectul, sunt foarte multe care și-au dorit în anii următori să continue acest proiect. Și, ca să revenim la motivare, motivarea a fost de, să spunem, pe două direcții. Poate chiar mai mult. Odată, pentru studenți, pentru că au văzut realmente cum se poate descurca într-o situație îndelungată de un an de zile în fața unor copii de grădiniță, cum se poate descurca în calitate de dascăl. Pentru copii, pentru că deja s-au creat relații cu acești studenți, s-au creat simpatii, s-au creat afinități de tot felul, și pe partea cealaltă, acești copii, indiferent că este franceza prima limbă sau engleza sau spaniola sau italiana, vor dori o limbă străină, vor dori încă o limbă străină, au înțeles că se poate. În momentul în care simți că poți să faci ceva, automat gradul de motivare crește. Noi am considerat, proiectul este unic în România, de această amploare, și am considerat că este o experiență care ar trebui împărtășită și altora și care, până la urmă, poate să fie o soluție la a descongestiona puțin școala de niște, să spunem, îngrădiri inerente. Clasa înseamnă un spațiu limitat, care până la urmă se reduce la 4 pereți. Aș scoate învățarea dintre cei 4 pereți înseamnă a da o posibilitate în plus celui care învață să învețe mai ușor, mai plăcut, cu mai puțin efort și cu mai mare eficiență. Asta s-a încercat într-o oarecare măsură ideea proiectului Școala Altfel. Am văzut multe astfel de proiecte, chiar sunt țări care pun accent pe această învățare de dincolo de clasă, dincolo de spațiul, cutia, care până la urmă înseamnă o clasă de elevi, și care încarcerează puțin, dă un sentiment
un pic de constrângere. Aducând elevul, indiferent de vârsta lui, în situația cealaltă, de a pricepe cum că, de fapt, ceea ce învață în clasă este ceva de care are nevoie, ceva ce întâlnește. Și ai arăta, aici întâlnești lucrul ăsta, aici îți trebuie. Iată, de asta ai nevoie cândva este în viață. Este o metodă de motivare aplicată pe care dumneavoastră tindeți să o aplicați în acest proiect sau doriți să o împărtășiți și apoi să o promovați și să o dați școlilor din Craiova, poate grădinițelor din Craiova? Da, este ideea, pornește pe metoda sensibilizării celor mici, vorbind de grădinițe, sensibilizării celor mici pentru învățarea unei limbi străine. Ideea de sensibilizare, metodă de sensibilizare, nu există o metodă. Există pur și simplu niște direcții, niște principii. Ele se aplică în mai multe țări și în mai multe feluri. Acum, fiindcă vorbim despre România, da, noi am considerat că acest proiect, așa cum s-a desfășurat și implicarea pe care au avut-o cadrele din preuniversitar, dorința studenților noștri de a participa la proiect și bucuria pe care au avut-o în final de a arăta rezultatele lor, care nu sunt nici puține și care sunt baza pentru rezultate reale, de amploare, rezultate ulterioare. Acest proiect poate să devină o modalitate de învățare. De ce spun că nu numai în România, există alături de noi, în Serbia, o preocupare asemănătoare pentru învățarea copiilor, pentru atragerea către limbi străine, de la o vârstă foarte fragedă, deci pentru învățarea precoce. Acum, fără îndoială, ei au alte probleme decât noi. Au problemele faptului că limba sârbă, între limba sârbă și limba franceză, distanța este colosală, ceea ce nu se întâmplă cu limba română, făcând parte din aceeași ramură romanică, deci a limbilor romanice. Dar aceste modalități de particularizate la fiecare țară, la fiecare context, până la urmă, chiar la fiecare grup de elevi, pot să devină o bază pentru pregătirea viitoare. Și acum, fiindcă vorbim de motivare, vine și cealaltă parte, motivarea profesorului. De ce ar face asta? Pentru ce ar face? Cu ce scop? Noi am găsit, în bună parte, printre profesori și mai ales printre studenții noștri de la Facultatea de Litere, persoane foarte motivate și foarte dornice să se implice dincolo de programa școlară, academică, dincolo de obligație. Și deja de aici putem discuta de un grad de motivare care atinge un nivel foarte înalt. Fără îndoială, în astfel de lucruri ai, în primul rând, o satisfacție profesională. Pentru că toate aceste proiecte s-au desfășurat în proporție de 80% cu contribuția financiară, acolo unde a fost nevoie reală, a profesorului sau a studentului în cauză, care s-a dus de la caz la caz, cumpărând câteva bomboane sau realizând niște desene sau cumpărând material pentru clasă, pentru cei mici e nevoie de foarte mult material ca să fie stimulați. Deci, partea profesională a primat, ceea ce pentru noi reprezintă, cred, gradul cel mai înalt la care poate să ajungă o situație de învățare, o situație a învățământului. Când un învățământ reușește să-și motiveze profesorii în cel mai înalt grad pentru profesia lor, este clar că elevul, societatea, în ultimă instanță, elevul va deveni un cetățean și va fi mâine, poimine, la rândul lui, va acționa în lumea înconjurătoare. Acest elev viitor, viitoare persoană care acționează, va avea doar de câștigat. Și fiindcă vorbim de motivare, eu mă mai uit câteodată și încerc să discut cu studenții, și chiar cu profesorii, cei care sunt la noi în formațiunea de master, sunt de obicei profesori care lucrează cu o normă întreagă sau cu jumătate de normă sau au legătură cu învățământul. Deci sunt implicați
mult mai mult decât practica pedagogică a anului al treilea în cadrul școlii. Îmi spun de fiecare dată că ceea ce simt ei din partea elevilor este lipsa de motivare. Lipsa de motivare venind, așa cum o explică elevii, din faptul că nu înțeleg întotdeauna pentru ce anume trebuie făcut cu tare sau cu tare lucru. Fără îndoială că pentru limbile străine, acum, față de altă perioadă, motivarea există, există de la sine. Toată lumea știe că în momentul în care ai nevoie să depășești granițele țării, trebuie automat să vorbești o limbă străină. Indiferent care este ea, că este engleză sau că este franceză sau oricare, deci e nevoie de o limbă străină. Pentru cei care se pregătesc pentru o profesie cu un grad înalt de, să spunem, de absorție de cunoștințe, au nevoie de o limbă străină. Nimeni nu-și mai imaginează acum profesorul ca fiind doar cel care intră în clasă și își face lecția, își prezintă lecția. De nu. Ce? Acum și altă dată nu. De ce? Pentru de că... ce credeți că acum e nevoie mai mult decât altă dată să da. Arătăm altfel? Să fim altfel, să gândim altfel, să da. Vorbim altfel, să comunicăm altfel. Sigur că da, fără îndoială. Este nevoie acum, poate mai mult decât altă dată, pentru că într-o situație, în situația, să luăm, a învățământului nostru, care a fost un învățământ, vorbesc de cel dinainte de 89, un învățământ mergând pe o direcție. A știut că există acea direcție, că nu există alta, că nu există alternativă. Așa și nu altfel. Acum există alternativă. Asta înseamnă că fiecare profesor are de ales. Are de ales, până la urmă, metoda pe care o va folosi cu elevii săi, are de ales modul în care își conduce propria persoană în calitate de dascăl și modul în care îi conduce pe elevi. Iar elevii, mai mult astăzi decât altădată, când exista o constrângere mai mare, o intrăm în detalii dacă era mai bine sau mai rău, vorbim doar neutru. Da, da. Așa a existat. Acea constrângere nu dădea posibilitatea nici măcar de a îți imagina altceva. Era așa și atât. Acum există mai multe lucruri. Ca să poți să alegi, trebuie să le cunoști. Nu poți să alegi niciodată doar văzând, ci lucrând. Asta înseamnă că pe elevul nostru, pe cel de astăzi, dacă vrem să-i explicăm că are nevoie de o limbă străină, el trebuie să priceapă foarte clar unde anume are nevoie de limbă străină, când are nevoie, în ce situație, dar pentru ce, fiindcă altfel nu va fi convins și nu există constrângere, deci am exclus-o total, nu va fi convins să meargă pe o direcție pe care nu o înțelege. Cum definim acum nu văzând, ci lucrând, ca să înțelegem diferența dintre aceste două verbe? Da. Cum ar trebui să fie definit? Adică există, vorbesc acum, particularizez la învățământ, există o serie, înainte de 89, aveam o metodă pe care o foloseam. Acum există o serie de metode. Există învățământul formal, învățământul non-formal. Există chiar în învățământul formal, deci în învățământul, să spunem, de masă, practicat, o serie de direcții. De exemplu, limbile străine merg foarte mult pe comunicare, fiindcă așa este specificul lor. Alte discipline poate nu. Elevul trebuie să priceapă, să înțeleagă că aici este așa, că există și alte posibilitate și să aibă până la urmă el dorința de a merge din proprie inițiativă. Niciodată un copil nu va face ceva ce nu simte că că îi va trebui cu adevărat. Păi și cum facem copilul să simtă că îi trebuie? Aici, până la urmă, aici este metoda dascălului, nu? Fără îndoială. Este metoda dascălului, este talentul lui, este societatea din jur, este exemplul personal pe care îl dă, este exemplul la care recurge, este acea diferență pe care dascălul trebuie să o facă încet, cu delicatețe, între bine și rău și orientarea pe care trebuie să o aibă cu copilul către bine, nu către rău. Asta înseamnă că
El, ca persoană, ca dascăl, trebuie să fie o persoană foarte cinstită și motivată. Iar și elevul, destresată. Și destresată. Fără îndoială. Acum, ce se petrece, cel puțin eu vorbesc despre profesorii de limbă străină pentru că pe ei îi cunosc mai bine în ultimele decenii. Ce se petrece în domeniul limbilor străine este un avânt foarte mare pe care l-a luat pregătirea, să spunem, complementară. Dar ce înseamnă pregătire complementară? Înseamnă existența unei direcții de bază. Dar fiecare clasă, fiecare grup de elevi are particularitățile lui. O serie de profesori au recurs la metode complementare care asigură un plus de învățare. Rezultatul? Ani de zile la universitate am primit vorbitori de limbă franceză. Asta înseamnă că elevii care au venit din preuniversitar au venit pregătiți deja vorbind o limbă străină, nu citind-o, nu înțelegând-o, ci înțelegând-o vorbind, reflectând, argumentând, discutând, mai mult comunicând într-o limbă străină. Ies de la universitate, în regula studentului și a viitorului profesor, intră două laturi. Odată, pregătirea profesională pe care, și cunoștințele de specialitate pe care îi le asigură universitatea. Dorința pe care o are însă el de a merge dincolo de această direcție, de a continua direcția. Adică, în universitate, astăzi, se practică foarte mult o deschidere mult mai largă decât materiile strict de învățat. Sunt unii care merg pe această deschidere. Sunt alții care, într-adevăr, se opresc la un nivel pe care ei îl consideră că este suficient pentru fiecare. Să intervii foarte mult nu se poate, dar pot fi atrași. Și acum ajungem la motivarea profesorului, la activitatea pe care am desfășurat-o săptămâna trecută. Au fost, cred, cam vreo 40 de persoane din rândul profesorilor din preuniversitar, dintre colegii noștri de la universitate, dintre foști profesori care acum sunt la pensie, dar care au susținut de-a lungul timpului Asociația Profesorilor de Limbă Franceză. Este foarte interesant de văzut cine, de ce și cum vine la aceste activități. În primul rând, sunt cei care doresc să participe. În al doilea rând, sunt cei care ar vrea să se implice și vor să vadă ce înseamnă asta. Vă propun să continuăm subiectul acesta interesant imediat după o scurtă pauză de publicitate la care invităm și pe telespectatorii noștri. Stăm de vorbă cu profesorul universitar dr. Cecilia Condei de la Facultatea de Litere. Revenim imediat. Siguranță, confort, promptitudine. Transport pentru călători pe cele mai importante rute din oraș. Transport persoane pentru excursii sau curse speciale în cele mai moderne microbuze. Publicitate pe mijloacele de transport pentru promovarea afacerii tale. Inspecții tehnice, periodice pentru autoturisme, tractoare rutiere și remorci, toate la prețuri fără concurență. De aceea, exigențele călătorilor se regăsesc în serviciile noastre. RAT Craiova în fiecare zi. La Manila Stylish Beauty găsești servicii personalizate de cea mai bună calitate, produse profesionale de ultimă generație într-o atmosferă destinsă. Personalul filipinez folosește tehnici unice în Craiova pentru ca toți clienții să fie mulțumiți. Pensat cu ața, manicură filipineză, îndreptare permanentă a părului. Pe toate le puteți încerca la Manila Stylish Beauty. Ne găsiți în Craiova, Calea București, numărul 21, în spatele universității. Vino să vezi diferența! Recunoscute în peste 150 de țări, diplomele DALF și DELF îți oferă sprijin și competență lingvistică în limba franceză.
Sunt diplome oficiale eliberate de Ministerul Educației Naționale din Franța și recunoscute internațional. Aceste diplome vă permit atât înscrierea în universitățile franceze și francofone, cât și accesul pe piața muncii din Franța și din țările francofone. Pentru a le obține, nu trebuie să mergeți la București, Iași, Cluj sau Timișoara. Acum vă puteți pregăti și susține examenele cu profesori experimentați la Centrul de Pregătire și Examinare DELF-DALF de la Universitatea din Craiova. Vă așteptăm! Evenimentele se succed cu rapiditate. Noi selectăm pentru tine informația care contează. Aici găsești o abordare obiectivă, fără comentarii și fără interpretări. Alege să te informezi, alege știrile TELEU. Alături de dumneavoastră, la emisiunea Univers Feminin și de profesor universitar dr. Cecilia Condei de la Facultatea de Litere, vorbim acum despre învățarea limbilor străine și în special de motivarea tinerilor și a copiilor, mai mari, mai mici, și aflăm de la profesor universitar dr. Cecilia Condei. Acum ne continuăm ideea. Revenind la motivare și mai ales la motivarea profesorului și prin motivarea profesorului, un profesor motivat este un profesor care va reuși să motiveze. Pentru că un profesor, prin definiție, este acea persoană care dăruiește foarte mult. Imposibil să dăruiești ceea ce nu ai. Cu alte cuvinte, motivarea profesorului, cel puțin a celor de limbi străine, a existat și există.
Trecând peste anumite lucruri care nu sunt neesențiale, dar care totuși țin de existența, non-existența unui post mai bun, mai puțin bun. Dincolo de aceste lucruri, în momentul în care un profesor a ajuns la catedră, deci a ajuns în fața elevilor, are foarte multe modalități de a-i atrage. În primul rând, a existat o vreme îndelungată, acum sunt continuate, programele Comenius, pentru speciale pentru profesorii din preuniversitar. Acum există Erasmus+. Sunt câteva programe europene pe care le desfășoară împreună cu cei de la universitate sau separat doar în cadrul preuniversitar, programe care au asigurat exact ceea ce îi trebuie unui om ca să devină vorbitor de limbă străină. Contactul cu un vorbitor nativ. Este foarte interesantă poziția profesorului de limbă străină față de oricare alt profesor. El are ceva în plus pe care trebuie să știe să-l exploateze. În fața elevilor, profesorul de limbă străină este jumătate naționalitatea lui, dar jumătate elevul îl percepe ca aparținând acelui colectiv în a cărui limbă o învață. Asta înseamnă că profesorul este un mediator, poate mai mult decât la alte discipline. Acest rol de mediator îl obligă, dar îi și deschide orizonturi. Este mediator cultural, pentru că trebuie să știe, în primul rând, cultura, să aibă noțiuni de cultură, de tot ce înseamnă cultură, istorie, geografie, civilizație și așa mai departe, a țării a cărei limbă o predă. Este apoi un mediator, spunem, științific, pentru că a învățat, are anumite noțiuni pe care, sub o formă, încearcă să le predea elevului și să-l facă să le înțeleagă. Este, până la urmă, chiar jumătate un părinte. În primii ani de învățământ, când lucram foarte mult la clasele mici, mi-aduc aminte că erau foarte multe scene în care trebuia să întreb ce ai mâncat dimineață, dar asta nu pentru că m-ar fi interesat pe mine, ci pentru că subiectul era despre micul dejun. Așa, și trebuia dezbătut și trebuia învățate cuvintele. Erau situații, de-a dreptul, pentru mine, reflectând asupra lor cu timpul, atunci n-aveam timp, eram grăbită, era un timp, o oră, niște minute care trebuiau folosite, o clasă în fața mea, niște elevi care se uitau la mine. Nu era foarte mult timp de gândit în paralel, dar ulterior stăteam și mi-aduceam aminte cum de foarte multe ori acei elevi ai mei ezitau să-mi spună ce au mâncat dimineața, fiindcă mulți dintre ei nu mâncau mare lucru dimineața. Ce înseamnă asta? Fără să vrei, ca profesor de limbă străină, afli poate mai mult decât un profesor, să spunem, de matematică. Nu vorbesc de situația dirigintelui, ci pur și simplu de situația profesorului în clasă. Deci ești mai aproape de elevi. Și cum reacționezi? Să știți că sunt... Îi ajut să depășească, probabil, da, să comunice. Da. Au fost, scenele sunt deosebit de multe în sfârșit și unele dintre ele chiar dureroase. În catalog trebuia completat întotdeauna numele tatălui și numele mamei. Situație în care un copil nu are tată, iar eu insistam cum se numește tata. Deci aici ajungi în această postură, poate mai mult decât în altele, psihologic, sau... da, să intri într-o zonă foarte delicată pentru care trebuie să fii tu pregătit în calitate de profesor, pentru care trebuie să-i pregătești pe alții, cum este cazul nostru al universității, la un nivel înalt, și acești alții, deci viitorii profesori, trebuie să gândească foarte mult și să stea să refacă cumva firul în așa fel încât elevii să nu aibă decât beneficiu. Să nu aibă stres, să nu aibă o parte psihologică deosebit de stresantă. Mi s-a întâmplat să
găsiți tipologii de studenți, de copii, de tineri care să nu poată comunica sau să refuze. Eu nu vreau să spun asta pentru că nu vreau să știe toți colegii mei cum depășeați, cum îl făceau să comunice. Da, 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 sigur, sigur. Un lucru care îl durea și totuși îl exprima. Da. Cum rezolvăm treaba aceasta? Trebuia... Am văzut cu ochii mei o situație din asta și m-am întrebat... Sunt multe, sunt multe. Cum se poate rezolva? Fără psiholog, deci da, ca categoric. Dascăl. Da, da. Există, acestea sunt niște, să spunem, o stare ușor conflictuală, nu înseamnă conflict, e mult spus, dar spunem stare ușor conflictuală în sensul că există un conflict în sufletul celui care știe că trebuie să dea un răspuns și el nu poate da răspunsul acela din N motive. Profesorul trebuie să vadă, să îl facă să înțeleagă că e nevoie să depășească acest moment și că, de fapt, dacă eu întreb cum se numește tata sau câți frați ai, eu nu vreau să știu neapărat acasă câți frați sunt în familie. Fiecare dintre elevi, în momentul în care a primit întrebarea, își recapitulează ce are de spus în limba străină, dar el vorbește despre o realitate existentă. De multe ori trebuie să-l faci să priceapă că este nevoie, lucrul de care ai nevoie, răspunsul de care ai nevoie, nu trebuie să fie neapărat un răspuns al realității 100%, dar trebuie să fie un răspuns al realității lingvistice, al realității învățării limbii străine, al unei realități pe care el o consideră normală. Se poate aplica chiar și la cei mici de tot cu care ați lucrat dumneavoastră? Da, 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 sigur, sigur. Sunt foarte, sunt sensibili, poate sensibilități foarte mari. Adică există niște zone de sensibilitate care țin de câteva, de câteva coordonate. Odată de vârstă, în al doilea rând de problemele de familia din care provin, în al treilea rând, de raportul pe care îl au în general cu școala, poate fi un raport ușor conflictual și atunci, chiar dacă ești un profesor foarte calm și foarte delicat, vii pe un fundal, pe o reprezentare pe care elevul a avut-o ca fiind una ușor negativă sau poate chiar negativă. Deci toate lucrurile astea trebuie adaptate. De ce spun că un profesor, profesia de profesor, nu se rezumă la ora pe care o ai de ținut în clasă. Aceea este o parte, îndrăznesc să spun, foarte mică din ceea ce înseamnă, de fapt, profesor. Da. Ați ales franceza în ideea că e o limbă foarte frumoasă și foarte utilă și de viitor? Sau ați ales franceza că așa a fost... Da, chiar m-am întrebat odată de ce anume franceza și nu altceva. Prima limbă pe care am învățat-o în școală a fost limba rusă, pentru că așa am apucat vremurile respective. Totuși, franceza a fost pentru mine o bucată de timp, o limbă alternativă, să spun, la limba română. Iar acum este limba de comunicare științifică și limba de predare și limba în care formez, limba în care lucrez. Da, fără îndoială. Gândiți deja în franceză? Da. Aveți momente în care, da? Da. Gândiți în franceză. Da. Fără îndoială. E potrivit să învățăm copiii să asimileze atâtea cuvinte în așa fel încât să ajungă la un proces cognitiv evoluat? Da, da, este clar că pentru cei mici baza învățării o constituie vocabularul, nu s-ar putea altfel. Dar noi punem accent în ultima vreme pe relație. Adică relația pe care copilul o are cu mine de răspuns la întrebare, de salut, de prezentare, de prezentarea lui, de prezentarea mea, de prezentarea clasei. Deci relația cu obiectul și cu persoana devine foarte importantă în ziua de astăzi și, într-un fel, primează asupra învățării unor liste de cuvinte, adică a învățării vocabularului. Fără îndoială că n-ar putea să exprime nimic dacă n-ar ști cum se spune. Dar și această relație pe care caută să o explice, până la urmă, reprezintă lucrul foarte important. Deja
În perioada actuală lucrăm foarte mult la universitate și tendința viitorului este către plurilingvism. Și acest plurilingvism se manifestă la studenții noștri chiar cu pregnanță în ultima vreme. Asta înseamnă că îi accepți până la urmă într-o comunicare anumite scăpări pe care le-ar avea, scăpări, să spunem, de, care nu aduc, nu impietează asupra sensului, dar scăpări de gramatică sau ușoare scăpări chiar de vocabular, dacă sensul global este cel care poate fi transmis. Acest plurilingvism, asupra căruia multă lume a reflectat, inițial mie mi s-a părut că nu este chiar o soluție, am încercat apoi să înțeleg, este o soluție. În lumea de astăzi, când există atât de multe contacte între atât de multe limbi, a spune că știi doar două limbi sau doar trei limbi nu mai este ceva, cum să spun, adică este ceva care deja nu mai lucrează pentru obligativitatea tine. Obligativitatea ține deja de una. Da. Adică... Da. Nu, fără discuție, orice deja angajatorii care lucrează la un nivel și solicită studii superioare au undeva trecut mai mult sau mai puțin cunoașterea unei limbi străine. Cunoaștere pe diferite niveluri, le știm, sunt date de cadru comun de referință pentru limbile străine. Este un document care funcționează în anul 2000 pentru noi și care funcționează și în școli pentru crearea programelor și în universități pentru formarea studenților. Și să știți că de la, cel puțin la Facultatea de Litere, am încercat cât s-a putut să menținem această dublă specializare sau chiar triplă specializare sau chiar pentru plăcerea lui și o a patra limbă, dacă simte nevoia, că să înțeleagă, să poate să o discute la un nivel mediu. Este foarte important. Deja viitorul nu mai poate fi al unei singure limbi străine, indiferent care ar fi aceea. Discuția aceasta am avut-o în multe zone. De pildă, francezii nu au fost o bucată de timp foarte deschiși către limbile străine. Au învățat mult, dar nu puteam să spunem că nu era ca în România, de pildă, o dorință de masă de a învăța o limbă străină. Încetul cu încetul lumea a înțeles că este imposibil să te descurci într-o țară mai mică decât a ta sau mai mare decât a ta, fără să știi una, două limbi străine. Proiectul acesta cât durează? Îl aveți pe? Proiectul a început cu 3 ani în urmă, acum este deja o etapă. El va fi continuat de Asociația Profesorilor de Limbă Franceză, respectiv doamna Dorina Popi de la Liceul Frații Buzești se implică foarte mult alături de un colectiv lărgit și alături de universitate și proiectul va continua, eu îndrăznesc să spun că nu se va termina foarte curând, pentru că el devine, simțim noi cel puțin din atitudinea părinților și a copiilor, devine util. Dacă la început am încercat o sensibilizare, apoi am văzut că deja lucrurile merg. Asta înseamnă că această sensibilizare poate fi o soluție pe viitor, pentru a atrage, a-i atrage către învățare. Aia atrage către limbile străine. Oricum, folosește foarte mult să fim sensibili și în sensul acesta al însușirilor limbii străine, limbilor străine. Mulți părinți merg spre engleză acum, engleză e peste tot, însă observ că și în grădinițe deja se pune problema a 2 sau 3 limbi străine, deja de la grădiniță. Franceză, engleză și germană. Da. Acum, ce să vă spun, există, limba engleză este cea care pe plan mondial... Cum vă simțiți așa puțin provocați? De... Nu. Fiecare om are... Bineînțeles. Locul lui. Categoric. Limba engleză pe plan mondial recunoaștem că este vorbită de mai multă lume. Asta înseamnă că, din punct de vedere, să spunem, cantitativ, cineva se orientează către o limbă străină și spune ce limbă străină să învăț eu? Păi pe aceea pe care o vorbește toată lumea. Bun. Ce vorbește toată lumea? Ce constată că vorbește toată lumea? Engleză. Dar
Există un dar foarte mare la care noi ținem și când zic noi, vorbesc de un colectiv foarte solid de la Catedra de Franceză, în special Facultatea de Litere. Există această limbă, vorbesc de limba franceză, care rămâne limba culturii, rămâne limba unor sensibilități, rămâne limba exprimării deosebite. Până la urmă rămâne o alternanță la oricare altă limbă. Acum, câțiva ani, când cineva știa engleză, ca să, fiindcă am vorbit de engleză, se spunea perfect, are un atu fiindcă știe engleză. Pentru că atunci toată lumea știa altceva decât engleză. Acum, toți știu engleză. Are un atu când știe franceză. Pe considerentul că această limbă, vorbesc de limba franceză, în primul rând, este vorbită pe 5 continente. Este o limbă care aduce foarte mult și în știință, mai ales în cultură, mai ales în artă. Este o limbă în care s-au făcut extraordinar de mari progrese în domeniul studiului limbii. Adică este, din punctul meu de vedere, o limbă, toate limbile sunt foarte, foarte bune și interesante, dar limba franceză nu va avea niciodată, poate să aibă o perioadă când să fie, să spunem, pe poziția a doua. Dar aici nu lucrăm cu pozițiile, iar poziția a doua sau a treia... E mai prudentă. Nu. Este o ierarhizare cantitativă, care până la urmă poate să spună ceva, dar foarte mult nu spune. Noi rămânem în Europa, unde limba franceză este o limbă cunoscută. Suntem o țară care are o tradiție francofonă adevărată și acea tradiție... E mai apropiată ca și structură gramaticală, da, de limba discuție. Română. Țin minte, mă iertați că vă întrerup, colegii mei de la franceză odinioară se plângeau doar de dificultatea gramaticală, atât. E un pic mai complicată gramatica franceză decât... Sau nu e bine să gândim așa? Nu, e simplă și asta. Nu. Problema vine din alt parte și aici discuția e lungă, dar pe scurt ea se rezumă la câteva lucruri. Limba franceză a fost întotdeauna o limbă care a fost foarte atentă cu ea însăși. O limbă care a fost foarte... care a avut dicționare, care a avut gramatici care au spus așa e bine, așa e rău. Această normă, această prescriere și această, până la urmă, încorsetare i-a făcut pe unii să creadă că este dificilă. Nu e mai dificilă decât altă limbă. Cei care au învățat limba română au spus că nu există o limbă mai dificilă decât limba română. Da. Acum, orice limbă e dificilă dacă nu te atrage nimic către ea. Dar ideea că gramatica limbii franceze nu pune mai multe probleme decât alte gramatici, mai mult chiar în ultima vreme s-a simplificat destul de mult prin grija Academiei, care n-are ce să facă, constată că nu se mai fac acordurile ca în vremea lui Voltaire, trebuie să accepte că nu vor mai fi acorduri ca atunci. Deci limba este ceva care evoluează odată cu cei care o vorbesc. Limba se schimbă, nu rămâne aceeași. Aceste schimbări ale limbii e greu să spunem dacă duc spre bine sau spre rău, că n-avem niciun punct de reper, dar ele oricum există, trebuie luate în considerare și societatea le ia în considerare. Am înțeles. Poate între penultimele întrebări, cum ar trebui învățată limba franceză ca să o putem reține foarte ușor? Cu pasiune, cu pasiune, cu drag, cu drag, dar cum exact? Fără îndoială că o învățare rigidă, deci o învățare care se limitează la a reține, a-ți însuși niște cunoștințe, nu duce la nimic bun în ziua de astăzi. Mă refer și la motivarea tinerilor. Exact. Da. Este nevoie de comunicare. Iar ca să revin la ideea de comunicare, la Facultatea de Litere există, de fapt, în toată universitatea, dar noi avem particularizat pentru noi un program Erasmus. Acest program Erasmus asigură deplasări ale studenților într-o țară
din Europa, de obicei o țară acolo unde există relații profesionale. Pentru cei de la franceză există relații profesionale, adică relații legate de învățământ și de facultatea de litere, cu foarte multe țări din Europa. Pentru cei de la engleză, cu câteva universități, restul fiecare limbă pe specificul ei, spaniola, italiană și așa mai departe. Cifrele mele nu sunt chiar de actualitate, dar pot să vă spun că sunt zeci de studenți care în fiecare an pleacă cu burse Erasmus pentru a studia într-o universitate din străinătate. Și asta înseamnă că studentul nostru român nu se așează în bancă în calitate de student venit de undeva, ci el se așează alături de vorbitorii nativi. Trebuie să asigure o desfășurare de programă și examene asemeni nativilor și să se întoarcă cu rezultate care să-i permită să îi se echivaleze în anul respectiv disciplinele la care nu a fost prezent în universitate. Lucrul ăsta spune foarte mult. Asta înseamnă că, de fapt, motivarea există, în sensul că te vei duce în universitatea dintr-o țară, din Franța, de pildă, sunt foarte multe universități, sunt peste 20 cele cu care lucrăm, în mod frecvent și care primesc studenți de-ai noștri. Au fost ani când, de exemplu, Universitatea Burgonie din Dijon avea cam 100 de studenți la diferite niveluri de studii din România, ceea ce însemna extraordinar de mult. Și erau foarte bine văzuți acolo. Universități din Belgia, universități cu Corsica, am avut relații ani de zile. Nu mai spun de Paris, de în sfârșit universitățile mari, Sorbona și așa mai departe. Dar asta înseamnă că de la început studentul care vine la litere știe că pentru el există rapid o motivare și o motivare palpabilă. Înveți, trebuie să te străduiești, trebuie să încerci să te deschizi, trebuie să încerci să comunici, pentru că ai nevoie de comunicare. Și acum, cum faci lucrul ăsta? Odată, există materiale pe care în învățământul preuniversitar sunt asigurate de minister, o programă, dar există o serie de materiale ajutătoare. Între ele este această învățare legată de ordinator, de calculator. Învățarea numerică. Există site-uri, există metode care detașează puțin profesorul, adică îl lasă într-un fel în planul al doilea, într-un fel, în realitate tot în primul plan rămâne. Elevul devine el actorul propriei sale învățări. Sunt foarte multe astfel de programe, le exersăm la universitate, învățăm studenții să poată să lucreze cu ele în momentul în care vor ajunge în școli, și sunt sigură că școala viitorului va trebui să țină cont de aceste unelte informatice pe care le avem în ultima vreme. Școala viitorului este informatizată. Da, un lucru care nu știu cât e de îmbucurător pentru părinții cu copii micuți care solicită ochișorii, nu? Da. Și îi ține pe loc cumva, nu? Mă gândesc că, dar... Există soluții pentru toate, probabil. Există și soluții. Avem... Deci nu trebuie abuzat. Nu spunem că va fi doar așa, dar este partea inclus. Numerică, da, devine deja un lucru necesar astăzi, pentru că vrem sau nu vrem, după ce și-au terminat de scris temele, ei oricum joacă, da. Merg în fața calculatorului și au intrat pe internet. Așa că noi încercăm, există. Apropo de acest program, există profesori care și-au creat bloguri profesionale și pe acele bloguri, în calitate de profesor, până la urmă, este timpul pe care îl are și pe care îl dorește și pe care îl folosește tot pentru elev. În acele bloguri, elevii îi scriu, primesc răspunsuri, rezolvă exerciții, întreabă cum anume trebuie. Au mai mult curaj, cumva, așa, în spatele. Fără discuții. Asta înseamnă că vorbim de școală și, de ce spun eu, cei patru pereți sunt puțin, devin din ce în ce mai virtuali.
dacă se poate spune așa. Adică patru pereți sunt patru pereți, dar școala trece mult dincolo de cei patru pereți. Mulțumesc foarte mult pentru prezența de astăzi a dumneavoastră la emisiunea Univers Feminin. Vă doresc succes în proiect. Mulțumesc, eu vă mulțumesc. Și vă aștept și cu altă ocazie. Mulțumesc frumos. Sper să găsim teme interesante pentru vremea de astăzi și legate de învățământ. Vă propun să fie cât de curând. Mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit și vă doresc toate cele bune. La revedere!